Dragi frați și surori, iubiți musafiri, vă spunem un bun venit la biserică în această dimineață. Vă invit să deschidem serviciul divin cu imnul 577. Aleluia, zi frumoasă! Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru dragostea care Tu în fiecare zi ți-o arăți față de noi. Amin. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat ocazia să ne numim copiii Tăi. Îți mulțumim pentru această zi sfântă de sabat, în care Tu ne-ai îndreptat gândurile și pașii noștri spre acest locaș de închinare. Și te rugăm ca Tu să binecuvintezi Tu solul care se va folosi de cuvântul Tău și fă ca acest cuvânt să fie sădit în inimile noastre și El să aducă rod până nu este prea târziu. Amin. Te rugăm ca Tu să fii cu orice copil al Tău, chiar dacă el n-a ajuns astăzi în acest locaj de închinare, binecuvintează Tu pe fiecare acolo unde sunt, binecuvintează Tu pe bătrânii poporului Tău,
pe tineret, pe copii care încă sunt firav la minte, deschide-le Tu inima și lor, fă-i Tu înțelepți, ca cu toții să înțelegem cuvântul Tău și cu toții să Te lăudăm pe Tine și tot ceea ce facem să fie spre slava și onoarea numelui Tău. Te rugăm ca și în această zi, Sfântă de Sabat, cuvântul care se rostește astăzi aici, să aducă rod însutit în casele Tale de rugăciune și să ne întoarcem cu toată dragostea la Tine, Doamne, și să Te lăudăm pe Tine până când Tu vei veni pe norii cerului să strigăm de bucurie că vii să ne iei de pe acest pământ. Amin. Te rugăm, rămâi cu noi pe mai departe și în săptămâna care ne stă în față, Tu condu-ne pașii ca să fim o lumină pentru cei din jurul nostru și cu toții să Te vadă pe Tine, Doamne. Amin. Când merite Fiul Tău, Iisus Hristos, Te-a rugat. Amin. Amin. Înainte de a aduna darurile și zecimile, un gând petrecut în urmă cu câtva timp exact la nașterea adventismului, a creștinismului, a celor ce cred puternic în revenirea lui Iisus Hristos. Imaginați-vă doar cum ar fi fost să vă treziți joi, 22 octombrie 1844, dacă ați fi văzut o strălucire slabă de la răsărit, chiar în spatele hambarului, ați fi fost foarte entuziasmați și ați fi început să strigați ca toată lumea să se trezească. Asemenea multor credincioși adventiști, ați fi trăit în așteptarea celui mai important eveniment, cea de-a doua venire a lui Iisus. Mă întreb dacă ați fi putut mânca micul dejun în acea dimineață. Poate că v-ați fi întrebat ce gust are mâncarea îngerilor. V-ați fi așteptat să-L vedeți pe Iisus și pe toți îngerii care Îl însoțesc. Ați fi simțit probabil pământul cutremurându-se la sunetul vocii sale care cheamă morții în viață. Probabil că v-ați fi făcut o listă cu primii eroi din Biblie pe care ați dori să-i întâlniți în ceruri. Acest eveniment v-ar fi oferit o perspectivă foarte diferită asupra a ceea ce este cu adevărat important în viață. Astăzi avem privilegiu de a trăi în așteptarea acelui eveniment măreț, oferind să ne restabilim prioritatea în viață. Coleta din sabatul acesta este destinată proiectelor speciale ale conferințelor. Îi rog pe diaconi să adune darurile și să nu uităm ce lucruri au prioritate în viață. Spuneam când mai vorbeam împreună cu dumneavoastră de la acest anvon, cele care le primim de gratis sau cele pentru care trudim.
Tatăl nostru bun, îți mulțumim că îți aparținem ție cu tot ce avem și cu tot ce administrăm. Te rugăm să ne ierți pentru neadministrare corectă cu ceea ce ne-ai binecuvântat și să faci ca începând de astăzi tot ce administrăm și tot ce avem și tot ce lucrăm să facem ca și când ai veni mâine. Îți mulțumim că păstrezi în inima noastră speranța reîntâlnirii cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mulțumim. Îți mulțumim pentru aceste daruri, mulțumim, care sunt aduse din al ce este al Tău. Te rugăm să le binecuvântezi, să binecuvântezi dătătorii și împreună să ne pregătim pentru acea măreață zi când Tu vei veni. Amin. Amin. Am înțeles că este poveste pentru copii, dar nu e cine să cânte începutul piesei, așa că toți copiii, haideți aici în față ca să ascultați povestea. Bună dimineața! În această dimineață vreau să vă povestesc despre ce înseamnă să ajutăm la timpul potrivit și cum se întoarce acest ajutor odată, cine știe, poate mai târziu. Într-un orășel mic din Rusia, un băiețel pe nume Yuri a rămas orfan de mămică, iar tăticul lui l-a lăsat în grija mătușii lui, pentru că a plecat la oaste, a plecat la armată. Din păcate, după război, tăticului nu s-a mai întors înapoi, așa că Yuri, săracul, a rămas la mătușa lui în grijă. Problema era că era multă sărăcie după război. Oamenii nu aveau de mâncare multă, nu aveau bani și mai presus de toate, mătușa lui mai avea încă 8 copilași mici și cu greu se descurca să-l ajute și pe Yuri să-l crească. Așa că Yuri, la vreo 5 anișori, se plimba în fiecare zi prin micul orășel. Și cel mai mult îi plăcea dimineața să se plimbe pe strada Crizantemelor, unde la colțul străzii era o brutărie. Și acolo știa el că era o doamnă creștină, pe nume doamna Cristina. Pentru că nu prea avea de mâncare de multe ori, doamna Cristina îi dădea în fiecare dimineață un pahar cu lapte cald și 2 biscuiți. Și de cele mai multe ori, atât mânca Yuri pe timpul zilei. Au trecut săptămânile și Yuri în fiecare dimineață mergea să-și primească porția de lăptic și 2 biscuiți, pentru că știa că doamna Cristina era creștină și era cea mai bună femeie pe care el o întâlnise. De câte ori zicea Yuri, mulțumesc doamnei Cristina, doamna Cristina zicea atâta, mulțumește-i Tatălui Ceresc. Tatăl Ceresc lucrează minuni în viața noastră prin alți oameni, nu prin minuni, cum zic alții. Ei, într-o zi Yuri n-a mai venit la doamna Cristina să-și primească porția de lapte și 2 biscuiți. A trecut o zi, a trecut 2, 3, 4, Yuri nu mai venea. După câteva săptămâni de lipsa a lui Yuri, doamna Cristina a întâlnit-o pe mătușa lui și a întrebat-o, unde este Yuri? Iar mătușa lui a spus, din păcate n-am putut să mai am grijă de Yuri, așa că l-am trimis la Moscova, în orașul mare, la un orfelinat. Doamna Cristina i-a părut rău că n-a putut ea să-l ia în grijă pe Yuri, deși avea o singură fetiță.
Așa că s-a hotărât cu soțul ei și au plecat să-l caute pe Iuri. Au găsit orfelinat unde era Iuri, dar Iuri nu mai era la orfelinat, pentru că a fost înfiat și nimeni n-a vrut să le zică unde a fost dus Iuri. Așa că doamna Cristina a rămas cu o mare părere de rău în inimă, că nu a putut să aibă ea grijă de Iuri mai mult decât să-i dea un pahar de lapte și doi biscuiți. Au trecut ani, iar doamna Cristina a îmbătrânit, a ieșit la pensie, dar s-a îmbolnăvit foarte tare. Și așa că a fost dusă la Moscova, în orașul mare, să fie operată la inimioară. Și acolo, când au auzit cât de scump este să plătească operația și medicamentele, se gândea cu familia ei cum vor face rost de bani. Atunci una din asistente i-a spus doamnei Cristina că medicul care poate să opereze e și el creștin, cel mai bun din țară. Și dacă ar merge să vorbească cu el, poate el poate să-i ajute, pentru că el fiind creștin a ajutat foarte multă lume. Atunci fata ei, a doamnei Cristina, s-a dus și a vorbit cu medicul și i-a spus, i-a povestit de doamna Cristina. Iar medicul numai atât a spus, voi face tot posibilul să vă ajut. A doua zi, doamna Cristina a fost operată la inimioară de domnul doctor și toată lumea a avut așa mare grijă de ea, încât doamna Cristina credea că s-a întâmplat o minune și ea nu știe. Când a venit ziua să plece din spital, domnul doctor n-a venit pe la ea, ci a venit doamna asistentă cu o tăviță pe care era un pahar mare de lapte și doi biscuiți. Și a mai găsit un plic unde, atunci când doamna Cristina l-a deschis, a citit atât. Dragă doamna Cristina, costul operației și medicamentele au fost plătite acum mulți, mulți ani cu un pahar de lapte și doi biscuiți. Semnat, Iuri, un băiețel de 5 ani orfan, care vă mulțumește că l-ați învățat ce înseamnă iubirea Tatălui Ceresc. Ei, autorul acestei întâmplări, care este chiar băiatul doctorului Iuri, spune așa: tatăl meu m-a învățat să fiu de ajutor celor care au nevoie, poate cu o vorbă bună, poate cu un zâmbet, dar ajutorul acesta să-l știu doar eu și Dumnezeu. Autorul îndeamnă pe toți să facem exact ca doamna Cristina, să-i ajutăm pe cei în nevoie și să ne rugăm pentru ei și să fim și ca Iuri, care n-a uitat de ajutorul primit cândva și a răsplătit acel ajutor, ajutându-i pe alții și ajutându-o pe doamna Cristina după mulți, mulți ani. Vă mulțumesc și acum mergem cu minți la locurile noastre. Mulțumim frumos, Cati, mulțumim copiilor. Ne-a impresionat așa de mult povestea aceasta că am văzut lacrimi în sală. Ce bine e să faci bine. Mulțumim Domnului pentru această dimineață că putem să fim la biserică. Nu pot să ne mulțumesc de la început fratelui Gicu Vasilache că a ales să fie împreună cu noi astăzi. Știu că nu s-a gândit de la început, dar îi mulțumim că a acceptat ca să ne vorbească astăzi. Domnul să-i dea cuvânt și în această ocazie să vorbească inimilor noastre. Ascultăm cuvântul Domnului. Îl laud pe Dumnezeu că în această dimineață de sabat ne oferă acest privilegiu tuturor ca să fim în acest loc și să auzim glasul lui Dumnezeu care vorbește inimilor noastre. Într-adevăr, nu m-am așteptat ca să vorbesc în această dimineață de sabat în această comunitate. Îi spuneam fratelui prezbiter, dacă nu aș fi făcut o juruință Domnului, că ori de câte ori El mă cheamă, indiferent unde voi merge, să vorbesc, n-aș fi acceptat. Aveam obiceiul acesta de a refuza. Dacă nu mi se spunea din timp, aveam motivul acesta. Frate, dacă nu m-ai anunțat înainte cu o săptămână, cel puțin cu o săptămână, îmi pare rău, nu accept,
să țină cel care este rânduit și așa mai departe, sau dumneavoastră însuși. Însă am simțit că Dumnezeu este supărat pe mine. Ori de câte ori procedam așa, aveam un simțământ neplăcut interior. Și după mai multe ocazii care am procedat în felul acesta, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, și în concediu, dacă mă voi duce undeva departe de casă și mă vei chema, eu nu voi face nimic în privința aceasta, dar dacă Tu mă vei chema, voi răspunde. Așa că mi s-a întâmplat să mă duc și în concediu, în training cum eram sau știu eu cum eram, Dumnezeu mă chema să vorbesc. M-a probat să văd dacă mă țin de promisiune. Și astăzi am fost probat, am fost tentat să dau înapoi, însă Duhul Domnului a lucrat și mi-a dus aminte de promisiunea care am făcut-o și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să răspund chemării sale. Iubiți frați, e un privilegiu pentru noi să fim în casa lui Dumnezeu. Dacă stăm și analizăm lucrurile, ceea ce se întâmplă în lumea noastră, la oamenii care și-ar dori să fie în casa de rugăciune și nu mai au posibilitate, pentru noi e un privilegiu și o ocazie de mulțumire lui Dumnezeu că putem asculta cuvântul lui Dumnezeu în liniște și în pace. E un har de la El. Haide să-L prețuim. În această dimineață aș dori să deschideți împreună cu mine Scriptura și să învățăm câteva lecții prețioase pe care Dumnezeu dorește atât de mult să ni le dea. Și vă invit să deschideți împreună cu mine în Cartea Deuteronom, la capitolul 28, cu versetul 2. Scriptura zice așa, Deuteronom 28, cu versetul 2. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Când am citit acest capitol și iar l-am citit și am zăbovit asupra lui și am meditat, mi-am dat seama că multe sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră a tuturor. Și mi-am mai dat seama că Dumnezeu dorește să ne schimbe viziunea noastră. Noi din fire nu avem o viziune corectă de viață. Dar Dumnezeu în iubirea Lui ne-a chemat în această biserică, pe fiecare dintre noi, și pas cu pas caută să ne ofere o viziune corectă de viață, să putem trăi o viață de credință care să-L putem reprezenta pe Dumnezeu în toate domeniile vieții. Mulți dintre noi suntem deficitari la multe capitole, însă Dumnezeu în iubirea Lui nu ne-a părăsit și ne ajută sabat de sabat să putem înțelege care este voia Lui cu privire la noi. Meditând, așa cum am amintit, la acest verset, m-am gândit să dau și un titlu meditației din această dimineață ca să putem reține mai ușor cuvântul lui Dumnezeu. Și titlul acestei meditații se intitulează Binecuvântarea care cere un răspuns. Mi-aduc aminte că într-una din zile am plecat mai de dimineață de acasă să ajung într-o anumită localitate să rezolv o anumită problemă. Și mergând cu mașina, eram singur, la ieșire dintr-o localitate, erau mai mulți oameni la ocazie. Și oamenii făceau așa insistent din mână ca să opresc, să iau. Probabil, fiind dimineață, să ajungă mai repede la servici, știu eu, să nu fie penalizați. Și am simțit îndemnul să opresc și să iau. Și am oprit, primul care s-a urcat,
fiindcă era de dimineață, în jurul orei 7, zice, bună dimineața, da, bună dimineața, am răspuns, următorul la fel. Când se urcă al treilea și se așează pe banchetă, rostește următoarele cuvinte. Of, iar trebuie să ajung la servici. Am stat așa vreo câteva secunde și am simțit un îndemn. Și să-i pun acelui om o întrebare. Și a zis, domnule, nu vă supărați. Munca e o binecuvântare sau un blestem? Pe care dumnealui stă câteva clipe și zice, domnule, niciodată nu m-am gândit la lucrul acesta și nimeni nu mi-a pus cineva o asemenea întrebare. Dar dacă stau puțin așa și mă gândesc, munca nu este un blestem, ci o binecuvântare. De ce? Pentru că dacă eu n-aș mai avea unde să lucrez, ce s-ar întâmpla cu familia mea, cu copiii mei? În schimb, vreau să vă promit că de astăzi înainte nu mai vreau să gândesc așa. Caut să mă duc de acum la muncă cu bucurie. Dumnezeu i-a oferit o ocazie în care viziunea lui de viață să fie schimbată. Același lucru urmărește Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Cu fiecare ocazie când venim în casa lui, Dumnezeu ne ajută ca să ne schimbe viziunea noastră greșită de viață. Și cu această ocazie Dumnezeu urmărește același lucru. Titlul acestei meditații spune așa, binecuvântarea care cere un răspuns. Analizând capitolul acesta și alte pasaje din Sfânta Scriptură, am constatat că binecuvântările lui Dumnezeu pot fi împărțite în trei categorii mari. Prima categorie, binecuvântări materiale. O a doua categorie, binecuvântări fizice. Și o a treia categorie, binecuvântări spirituale. Și fiecare binecuvântare care vine de la Dumnezeu, așteaptă de la mine un răspuns. În fața tuturor acestor binecuvântări, noi ca oameni avem două atitudini. Una, să putem rămâne reci față de aceste binecuvântări, deși Dumnezeu continuă să le reverse asupra noastră, iar noi rămânem reci în continuare. Sau, cealaltă atitudine de a recunoaște, o atitudine de mulțumire față de aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră. Moise, sub inspirație, consemnează în Cartea Deuteronom și zice întregului popor, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Iată binecuvântările de care vei avea parte. Și vreau să vă întreb, cine nu se bucură în timp ce este binecuvântat de Dumnezeu? Cine nu se bucură? Ce ziceți, poporul de astăzi este poporul Advent? Este un popor binecuvântat sau nu? Nu m-ați convins. Fraților, suntem binecuvântați sau nu suntem binecuvântați? Suntem. Și Dumnezeu ne vorbește nouă, celor care suntem binecuvântați. Și zice, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Și într-adevăr, această făgăduință a lui Dumnezeu este condiționată. Tot în acest capitol, în versetul 15, ultima parte, zice, iată toate blestemurile
care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și când am analizat cele două versete, s-a născut în sufletul meu următoarea întrebare. Și m-aș bucura dacă s-ar naște și în sufletul tău sau în sufletul nostru al tuturor. Și întrebarea care s-a născut este următoare. Ce ar trebui să fac eu ca toate aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă din belșug asupra noastră sau asupra mea, să nu se transforme în blestem? Ce ar trebui să fac eu? Ce ar trebui să facem noi ca aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu să nu se transforme în blestem? Îmi puteți da câteva exemple de oameni din Sfânta Scriptură care au fost binecuvântați de Dumnezeu din punct de vedere material? Poftim? Iov a fost un om binecuvântat de Dumnezeu. Care a fost răspunsul care l-a așteptat Dumnezeu de la Iov? Poftim? Da. Și într-adevăr, așa începe cartea lui Iov, că Iov era un om neprihănit. Dar ce aștepta Dumnezeu de la el în timp ce revărsa binecuvântări materiale asupra lui? La un moment dat, tot el vorbește în aceeași carte că șchiopului ce eram? Eram picior. Vedeți? Practic, Iov a dat un răspuns pe care Dumnezeu l-aștepta de la el. Mai cunoașteți și alți oameni care au fost binecuvântați material de pe pagine Sfinte Scripturi? Solomon a fost un om mult binecuvântat de Dumnezeu. Avraam și așa mai departe. Dar cunoașteți și oameni din Sfânta Scriptură care au fost binecuvântați de Dumnezeu și au rămas reci? Adică nu au avut nicio reacție pozitivă. Nu au fost sensibilizați cu nimic faptul că au fost binecuvântați de Dumnezeu. Cunoașteți vreunul? Nabal. Nabal, spune Scriptura, că era un om bogat. Și era un obicei frumos în Israel, ca să... Era obiceiul acesta să oferi daruri în ziua bucuriei, într-o zi a recunoștinței. Și David, spune, care era un fugar la data aceea, n-a îndrăznit niciodată să ia vreo mielușea din turma lui Nabal, deși l-a ocrotit mult și de fiare sălbatice și de vrăjma și așa mai departe. Și a ales să trimeată 10 tineri, i-a instruit cum să se introducă, cum să vorbească, ca inima lui să fie deschisă. Și a zis, dă robilor tăi ce te lasă inima. Și Nabal rămâne rece. Ba din potrivă a început să și batjocorească. Cine este fiul lui Isai? Și așa mai departe. Știți cum, ce a fost, ce cuvinte a rostit. Și acest om a fost lovit de Dumnezeu. Binecuvântările care au fost revărsate din belșug asupra lui, binecuvântări materiale, s-au transformat în blesteme. Și omul acesta a murit după 10 zile. Mai cunoașteți vreun exemplu din Sfânta Scriptură care a rămas rece față de binecuvântările materiale? Din Noul Testament. Vă aduceți aminte de un exemplu? Omul care a rodit țarina. Dumnezeu l-a binecuvântat din belșug în anul respectiv. Eu știu ce înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu, să-ți rodească țarina. Și probabil mulți dintre noi. Să curgă așa, să, când te uiți la tufe, așa, să vezi așa și de castraveți și de roșii, și să vezi cum curg așa de sus până jos.
Și apoi te uiți la ceilalți și spui, nu, cine le-a făcut? Cine a îngrijit de ele, nu? Și Dumnezeu așteaptă un răspuns de la tine, în timp ce ești binecuvântat. Și tu te gândești și faci niște planuri. Zici, măi, casa asta e cam strântă. Mi-ajunge de 20 de ani de când stau așa. Uite că a venit și anul când pot să modific. Și modifici. Dar acesta este răspunsul care îl așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine în timp ce El revarsă binecuvântările materiale asupra noastră? Am pus întrebarea, ce aș putea să fac ca aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu să nu se transforme în blesteme? Și vă invit să deschideți în aceeași carte de Deuteronom la capitolul 8 de data aceasta, începând cu versetul 10. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le subliniez, trei idei. Versetul 11. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, este prima idee. Ca binecuvântările lui Dumnezeu, care sunt revărsate din belșug asupra noastră, ca să nu se transforme în blesteme, Scriptura mă învață, vezi să nu uiți, că El este sursa tuturor binecuvântărilor. Vezi să nu uiți lucrul acesta. Cum zice și Apostolul Iacov în capitolul 1, orice dar bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Vezi să nu uiți lucrul acesta. Al doilea lucru care îl sublinează aici în capitolul 8, versetul 14. Vezi să nu ți se umple, să se umfle inima de mândrie. În timp ce Dumnezeu revarsă din belșug binecuvântări materiale asupra ta, și asupra mea, îmi atrage atenția și spune, vezi să nu ți se umfle inima de mândrie. Să nu cumva să te uiți cu superioritate la semenul tău, că el este mai jos, este sărac sau nu are cât îi trebuie, dar tu ai din belșug, dă pe din afară. Vezi să nu ți se umfle inima de mândrie. Pentru că în momentul când ți se umflă inima de mândrie, poți transforma binecuvântările lui Dumnezeu în blesteme. Și Dumnezeu nu dorește ca să ne blesteme, ci Dumnezeu vrea să continuă să reverse binecuvântările materiale asupra noastră. Și un al treilea lucru, în versetul 17, zice, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Eu am fost deștept. Am știut când să joc cartea. Am știut când să zic nu și când să zic da. De aceea am adunat. Dacă ție nu-ți merge mintea, eu ce să-ți fac? Cui își atribuie el meritele? Lui însuși. Și în momentul când ți atribui ție toate aceste binecuvântări materiale care sunt revărsate din belșug asupra ta, și tu începi să-ți atribui ție meritul, deja ai intrat pe un teren alunecos și binecuvântările lui Dumnezeu se pot transforma în blesteme. Însă vreau să vă pun următoarea întrebare. Care este răspunsul care îl așteaptă Dumnezeu de la mine și de la dumneavoastră, în timp ce El revarsă binecuvântări materiale asupra noastră? Care este răspunsul? Ca să ne putem verifica dacă sunt pe drumul cel bun sau nu sunt pe drumul cel bun. Pentru că am amintit în început că Dumnezeu vrea să ne schimbe viziunea noastră de viață, să avem un concept sănătos. Și atunci, numai când te uiți în oglindă, poți să-ți dai seama unde ești pătat sau nu? Care este răspunsul care îl așteaptă Dumnezeu de la mine în timp ce El revarsă binecuvântări materiale asupra mea? Să-mi deschid mâna, zice fratele. Ia
adevărat. Dar o deschidem și o deschidem așa, știți, numai cu două degete. Dar ai deschis-o. Ai arătat celorlalți că ești generos. Da? Da, e adevărat, să nu uităm drumul pe care ne-a condus Dumnezeu. Dar El așteaptă un răspuns. Să le folosim cu derivate din El. Să le folosim cu derivate din El, da? Aș vrea să vă aduc în față un exemplu și să înțelegem de aici răspunsul care îl așteaptă Dumnezeu de la mine și de la noi toți, în timp ce El revarsă binecuvântări materiale din belșug asupra noastră a tuturor. În Geneza, la capitolul 28, acolo găsim un caz. Și anume este vorba de Iacov. Iacov, însuși numele lui, spune că era un om cum? Înșelător. Se aseamănă foarte mult cu cine? Cu noi, cu mine, nu? Ne este greu să recunoaștem, cum am învățat și la lecțiune. Dar Dumnezeu a dorit să-i schimbe viziunea de viața lui Iacov. Și o dorește să o schimbe și pe a noastră. Și Iacov, datorită circumstanțelor pe care le cunoaștem foarte bine, a trebuit să plece de acasă. Și a luat cu el, știți ce? Un toiag și un ulcior. Atât avea în mână. Un ulcior ca să bea apă și când găsea un izvor să poată să alimenteze și un toiac să se apere de animalele sălbatice. Însă a venit noaptea. A călătorit o zi și când călătorești o zi pe jos, obosești cu mașina. Da, să mai mitești pe jos. A obosit și a ales o piatră, s-a culcat și Domnul i s-a descoperit. Și după ce i s-a descoperit, Iacov face o juruință lui Dumnezeu. Știți care este juruința? Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei binecuvânta, îți voi da a zecea parte din tot ceea ce îmi vei da. Să Iacov face o promisiune, nu când avea, când era cu mâinile goale. Știți, se întâmplă deseori în biserică, am trăit în sânul ei până acum, m-am născut și am văzut multe. Se întâmplă, nu, să vină în fața bisericii și spune, fraților, e nevoie să ajutăm. Și mulți sunt tentați să zică să dea frații sau fratele cu tare, el are, eu n-am. Să dea frații care sunt așa binecuvântați de Dumnezeu că varsă, la mine nu, e numai pe fund acolo, numai pe partea de jos. Să dea frații care au. Dar observăm aici o lecție interesantă de la Iacov. Face o juruință lui Dumnezeu când nu are. Și a zis, Doamne, dacă Tu mă vei binecuvânta, îți promit că îți voi da a zecea parte din tot ceea ce îmi vei da. Și Iacov a fost binecuvântat de Dumnezeu. L-a probat Dumnezeu și pe el. Și ne probează pe fiecare dintre noi. Mulți dintre noi n-am avut cândva, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și în timp ce ne binecuvintează, ne probează. Ne ținem de cuvânt? Dăm răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu sau nu? Și când Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov, îi arată că casa lui Dumnezeu se întreține prin zecimi și daruri. Și profetul Maleahi a văzut tendința poporului, aceea de a reține și de a nu fi recunoscător lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite, vine înaintea poporului cu un mesaj și zice, pentru ce mă înșelați? Dar poporul, cu ce am înșelat? Nu, așa, cu atitudine de aroganță. Cu zecimile și darurile. Dumnezeu așteaptă un răspuns de la fiecare dintre noi în timp ce revarsă binecuvântări materiale asupra noastră. Suntem dispuși să răspundem în acest mod? Doamne, recunosc că Tu ești sursa tuturor binecuvântărilor când eu aduc zecimea și darul la altar. Recunosc că Tu m-ai binecuvântat. Dacă Tu nu m-ai fi binecuvântat, aș fi rămas cu toiagul și cu ulciorul toată viața.
dar fiindcă tu m-ai binecuvântat, nu vreau să uit lucrul acesta și nu vreau ca inima mea să se umfle de mândrie, ci vreau ca să umblu smerit cu tine. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Acesta este primul capitol. Al doilea capitol. Binecuvântări fizice. Îmi puteți da câteva exemple de binecuvântări fizice care sunt revărsate asupra noastră? Poftim? Sănătate. Și chiar mai mulți am răspuns la capitolul acesta. Și într-adevăr, sănătatea este o mare binecuvântare. Dar știți când ne dăm noi seama? Știți când ne dăm noi seama că a fost o binecuvântare? Când suntem bolnavi. Când nu mai ai. Când nu mai ai, atunci, Doamne, băi, ce bine e să fii sănătos. Cred că mai mare binecuvântare nu este ca aceasta. Pentru că numai când ești sănătos te poți bucura și de binecuvântările materiale. Când nu ești sănătos, poți să fii, să dormi în puf, cum zice vorba românului. Tot nefericitește. Deci, una din binecuvântările fizice pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră e sănătatea. Mai e vreo binecuvântare fizică? Mai intuit vreuna? Mai tare. Soția însoptește, zice, familia. Într-adevăr, familia e o mare binecuvântare. Dar copiii? Copiii sunt o binecuvântare sau nu? Da. Dar părinții? Mai ales când au îmbătrânit. Și trebuie să ai grijă de ei, mai sunt o binecuvântare. Vedeți? Binecuvântări fizice. Și Dumnezeu zice, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Și zice, măi, din toți copiii, tocmai la mine, o trebuie eu să am grijă de părinți când au îmbătrânit. Și o privești ca pe cum? Ca pe o binecuvântare? Vedeți? Și Domnul zice, iată toate binecuvântările de care vei avea parte. Și care vor veni peste tine. Nu avem timp să subliniem toate binecuvântările fizice, însă aș vrea să mă opresc în dreptul cele amintite de dumneavoastră, sănătatea. Sfânta Scriptură ne aduce în discuție un exemplu din Evanghelia după Luca la capitolul 17, începând cu versetul 11. Nu mai citesc ca să câștig din timp, și nu vreau să profit de răbdarea dumneavoastră. Dar o să încerc scuze dacă cumva depășesc de ora 12. Nu știu cum e obișnuința la dumneavoastră. La 12 să se termine? Că pot termina în 5 minute, pot termina. Spune Scriptura aici, în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, este vorba despre cei 10 leproși. Vreau să vă întreb, oamenii aceștia, înainte de a fi izolați de societate, au fost sănătoși sau nu? Suntem convinși că au fost sănătoși? Da, au fost sănătoși. Însă ceea ce m-a mișcat pe mine și m-a pus pe gânduri a fost atitudinea lor în timp ce erau izolați de societate și de familie. Pana inspirată scoate la iveală niște lucruri extraordinare. Și spune că 9 dintre ei, în timp ce erau izolați, regretau că au ajuns într-o stare nenorocită. Măi, în ce hal am ajuns? Din tălpi și până în creștet, cum zice prorocul Isaia, numai răni și vânătăi. O stare mai nenorocită ca aceasta nu există. Departe de familie, de copii, de prieteni și stăm aici izolați. Suntem într-o stare nenorocită și erau tare descurajați oamenii aceștia. Însă, pana inspirată mai scoate în evidență și o altă atitudine. Unul dintre ei spune, regreta și el, dar știți ce regreta? Că a călcat în picioare principiile sănătății. Și acest om zicea, am avut lumina, am știut
ce așteaptă Dumnezeu de la mine, dar m-am purtat urât cu mine însumi. Am călcat legile sănătății într-un hal nehal și am ajuns în situația aceasta. Și regreta că a călcat legile lui Dumnezeu. Și a mai spus, dacă aș mai avea o dată ocazie să fiu sănătos, voi asculta cu drag de principiile lui Dumnezeu. După cum știm, Scriptura ascultă și de dorințele rostite și de cele nerostite. Dumnezeu ascultă rugăciunea rostită și nerostită, le oferă ocazie de aur acestor oameni. Le oferă o ocazie de aur. Și spune Scriptura că Iisus trecea prin apropieri. I-a auzit vestea că Iisus poate vindeca și a zis, hai să ne luăm inima în dinți și să mergem la cel care ne poate vindeca. Și au început să strige, ne ținând cont de cei din jur și așa mai departe, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi! Și Mântuitorul, ca unul care are milă de slăbiciunile noastre, așa zice Scriptura, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preotului. Și pe când se duceau, au fost vindecați. Când s-au văzut ei vindecați, și-a zis, mă, e o minune a lui Dumnezeu aceasta. E o minune a lui Dumnezeu. Și 9 dintre ei a zis, cred că e atâta timp de când mi-am văzut familia, copiii, prietenii. Mă duc, abia aștept să mă duc să-i văd, să-i îmbrățișez. Este ceva rău, fraților? Să te duci să-ți vezi familia? Nu. Dar unul dintre ei, spune Scriptura, când avea și el același gând să-și vadă familia și copiii, a zis, stai așa un pic, dacă nu mă vindeca cel care m-a vindecat, mai puteam eu să-mi văd familia și prietenii? Și și-a răspuns, nu. Și cum să mă duc eu acasă la familie fără ca să nu-i mulțumesc celui care m-a vindecat? Și s-a decis să se întoarcă, să ducă mai întâi să-i mulțumească celui care l-a vindecat. Și când s-a întors și a dat acest răspuns, mulțumesc că m-ai vindecat, Dumnezeu, îmbrăcat în corp omenesc, a întrebat, dar ceilalți unde sunt? Binecuvântarea care așteaptă un răspuns. Și răspunsul care îl așteaptă de la mine și de la dumneavoastră, potrivit pasajului, este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate și pentru toate binecuvântările fizice pe care El le revarsă asupra noastră. Dăm noi acest răspuns? Și aș vrea să rețineți următorul gând. Cel care cultivă un spirit de recunoștință ca Iacov și un spirit de mulțumire ca samariteanul, deschide calea pentru binecuvântări speciale. Repet, cel care cultivă un spirit de recunoștință ca Iacov și un spirit de mulțumire ca samariteanul, deschide calea pentru binecuvântări speciale. Vreau să vă pun următoarea întrebare. Care este binecuvântarea specială de care a avut parte samariteanul, cel care s-a întors și a mulțumit, și n-a avut parte ceilalți 9? N-am înțeles. A zis cineva ceva, dar n-am înțeles. Care este binecuvântarea care a primit-o samariteanul? S-au întors acasă toți și cei nou. E o binecuvântare să te întorci acasă, dar s-au întors toți. Dar a primit samariteanul și ceilalți 9 nu. M-ați provocat să deschidem Scriptura, să vedem cu ochii noștri. Luca, capitolul 17, da? Auziți ce spune aici Scriptura? Este un lucru extraordinar acesta. Versetul 19. Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Iubiți frați și stimate surori, Dumnezeu vrea să ne mântuiască pe fiecare. Acesta este, cum să zic, binecuvântarea specială pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Mântuirea. Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii.
dar beneficiază de acest dar special doar cel care cultivă un spirit de recunoștință și de mulțumire. Putem veni în locul acesta sabat de sabat, oră de oră. Dacă în sufletul nostru nu rămânem, să zicem așa, reci față de binecuvântările lui Dumnezeu și nutrim un alt spirit decât cel de mulțumire, pierdem binecuvântarea specială a lui Dumnezeu pregătită pentru fiecare dintre noi. Și în dimineața aceasta învățăm de la samaritean să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru câte lucruri? Pentru toate lucrurile. Și noi nu procedăm așa. Eu nu procedez așa. Și de aceea am spus că Dumnezeu vrea să mă învețe pe mine și pe dumneavoastră să ne ofere un concept sănătos de credință. Haideți să fim recunoscători lui Dumnezeu. Hai să-i atribuim toată lauda și toată recunoștința noastră lui Dumnezeu, dovedind acest lucru prin zecimi și daruri, nu reținând pentru noi, că lucrul acesta se transformă în blestem. Haideți să-i aducem un dar de mulțumire lui Dumnezeu pentru că suntem sănătoși. Câți dintre noi am adus până acum faptul că suntem sănătoși un dar de mulțumire la altar? Vedeți? Și Dumnezeu vrea să ne învețe în dimineața aceasta. Să avem acest obicei din când în când, o dată pe lună, o dată la două săptămâni, la două luni, un dar de mulțumire pentru sănătate. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ținut în viață până acum și sunt sănătos, încă pot umbla. Vreau să-ți aduc un dar de mulțumire. Și cine cultivă un dar de mulțumire și de recunoștință deschide calea către binecuvântări speciale. Și vreau să mergem și la ultimul punct, ca să nu târziem prea mult. Binecuvântări spirituale. Îmi puteți da câteva exemple de binecuvântări spirituale care Dumnezeu le revarsă din belșug asupra poporului său? Adevărul. Mulțumesc, frate. Adevărul pe care noi îl avem este o binecuvântare spirituală. Da. O altă binecuvântare? Da. Vreau să vă pun următoarea întrebare. Ce ziceți? Darurile spirituale sunt binecuvântări spirituale? Ce ziceți? Sunt sau nu sunt? Da. O pot privi și ca pe un blestem? Sau se poate transforma și în blestem? Apostolul Pavel, atât în epistola către Romani, cât și în cea de Corinteni și în către Efeseni, scoate în evidență și binecuvântările acestea spirituale, care sunt revărsate din belșug asupra poporului său. Spune că Iisus a suit sus și a dat copiilor săi daruri. Și darurile acestea sunt o binecuvântare pentru comunitate. Ați văzut cât e de rău ca o comunitate să nu aibă un pianist? Ați văzut? Cum o luăm aiurea în timp ce cântă? Dar cel care are darul de a cânta și este la locul lui, întreaga comunitate este zidită și cântă într-un mod plăcut. Însă când acest dar se poate transforma în blestem? Când nu-l mai folosesc. Când îmi cade treaba mea. Vedeți, aminteam în început omul acela: domnule, munca e o binecuvântare sau un blestem? Nu? Slujba e o binecuvântare sau un blestem? Abia aștept să vină alegerile și să scap odată că m-am săturat. Da. Poți să zici așa. Sau de când mă ocup de lucrarea lui Dumnezeu, a rămas în urmă din punct de vedere material. Să mai facă și alții, să am și eu timp să... Și în felul acesta, dacă nu veghezi asupra darului pe care Dumnezeu mi l-a dat și nu mi-aduc contribuția pentru zidirea bisericii, se poate transforma în blestem. Răspunsul care îl așteaptă Dumnezeu în timp ce El revarsă din belșug binecuvântări spirituale asupra mea este să-L slujesc pe El cu toată inima mea. Acesta este răspunsul.
Și dacă fiecare frate și soră ar înțelege lucrul acesta, că vine la biserică ca să slujească, nu ca spectator, vă dați seama în ce s-ar transforma biserica noastră? Într-o biserică plină de slujitori, într-o biserică vie. Și practic Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi. Și Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, zice: iată toate binecuvântările de care ai parte și care vor veni peste tine. Binecuvântări materiale, binecuvântări fizice, binecuvântări spirituale. Și versurile unei cântări zice așa: mai mult de atât, ce mai vrei? Mă opresc aici. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste binecuvântări să nu se transforme în blesteme. Să ajute Dumnezeu să dăm răspunsul care îl așteaptă El de la fiecare binecuvântare. Spui: Doamne, aceasta este o binecuvântare, care este răspunsul care îl aștepți Tu? Și dacă te frământă lucrul acesta, vei găsi răspunsul. Și atunci Dumnezeu va fi onorat. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în continuare și El să fie lăudat pentru toate acestea. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care l-am auzit în dimineața aceasta. Vă invit să închidem serviciul divin cu imnul numărul 11, Preasfinte Creator. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că ne-ai dat atât de multe binecuvântări. Îți mulțumim pentru că Tu le-ai revărsat din belșug asupra noastră, chiar dacă de multe ori nu le meritam, chiar dacă de multe ori inima noastră s-a umflat de mândrie și ne-am mândrit ca și cum ar fi fost meritul nostru. Te rugăm, Tatăl nostru, ca Tu să continui să ne revești aceste binecuvântări și noi să răspundem binecuvântărilor primite din partea Ta cu dragoste față de Tine, să Te slăvim, să Te lăudăm pe Tine și, de asemenea, să putem să punem în slujba Ta orice dar primit din partea Ta,
să putem să ne punem viața noastră în fața Ta și în slujirea Ta. Ajută-ne, Tatăl nostru, să facem acest lucru. Știm că este un lucru greu de făcut și de aceea cerem putere și ajutor din partea Ta. Îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru și că ne iubești. Ajută-ne să te iubim și noi la fel. În numele Domnului să te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin.